deschis o ușă în soare să-ți duci acolo gândul tău de lut, e pentru că, la poarta lui cea mare, ai stat cu mâinile în buzunare și n-ai bătut. De n-ai găsit, prin tainele ființei, mireasma unui adevăr curat, pe care n-ai spăclia conștiinței și, prin sărăsemnarea neputinței, n-ai căutat. De nu ți-ai stat în slovele iubirii să facă punte către început, e pentru că Scriptura Mântuirii a amuțit felavița gândirii și n-ai cerut. Când este noapte, o bătaie tare răsună poartă și apoi un glas ce roagă, strigă, cere îndurare. Prietene, n-am nicio pâine acasă. Cum să mă întorc la mei cu una goală și apoi mai am și un oaspete pe drum? Te rog din suflet să mă asculți. Te scoală și dă-mi trei pâini cu împrumut, acum. Acum vrei, dar nu înțelegi că-i noapte și ai ca să-i dorm. Revină altă dată. Prietene, ascultă, nu se poate să mă anunci când pâinea nu mi-ai dat. La fel și azi, o lume se îndreaptă cu o ultimă speranță înspre noi. Imploră, strigă, bate și așteaptă același pâine să scoată din nevoie. Ascultă, dar chemarea disperată, biserică și de la tuturor din plina ta, ce cândva ți-a fost dată și s-a tură frămânzi din popor. E noapte, știu, și pâinea e puțină, dar nu-i nimic, mai cere alta în sfânt. Căci nu e mult și vei valea lumină, vei învăța al nemuririi lui. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Nu este conjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Căci teagul de cărmuire al răutății nu va rămâna pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni, peste cei cu inima fără prihană, dar peste cei ce apucă pe căile turalnice să-i nimicească, Doamne, împreună cu cei ce fac răul. Pace să fie peste Israel. Yeah.